Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Fleașcă. Fleașcă, fleașcă, fleașcă. Și pe spate la fel. Așa, stăm camera aici pe față. Să ne mai ștergem un pic de transpirație, că abia am intrat în casă. Mereu transpir când urc scările, după ce mă opresc din urcatul scărilor. Am fost la sală, am tras foarte, foarte bine astăzi. Este joi, mă duc și mâine, trag la fel de tare. Am fost și ieri. Luni am fost foarte puțin, decât o jumătate de oră. Iar marți am avut treabă și nu am putut să ajung. De aceea trag foarte tare, pentru că mai este foarte puțin până duminică, până când voi filma vlogul cu cântarul. Să vedem câte kilograme am slăbit în cea de-a 22-a săptămână. Și de aceea am vrut să vă arăt cât de tare am tras astăzi exerciții compuse, genoflexiuni, piept, spate, am făcut și bicicletă la sfârșit, 15 minute. Am făcut o baie după ce am venit de la sală acum și vreau să mă cântăresc, așa că am zis să și filmez acest moment, pentru că sunt foarte curios și am zis să vă arăt și voi, să filmez, să vedeți și voi. Wow! Wow, 118,4, mamă, nu vine să cred! Wow, bine azi joi, să vedem duminica la cântarul oficial, cât o mă avea. Sunt și deshidratat, că nu prea am băut astăzi foarte multă apă, m-am trezit târziu, am fost la sală și acum este ora 8, încep să îmi pregătesc mesele. Țin intermittent fasting, mănânc într-o fereastră de 6 ore și apoi stau nemâncat. Deci în jur de ora 8 seara am început să mănânc. Am început să mănânc în ultimele zile, am observat, în jur de 8 seara și ultima masă cam pe la 2 noapte. Deci într-o fereastră de 6 ore. Mănânc cam de 3 ori, de 4 ori, depinde, că nu sunt mese foarte mari. În principiu ciugul așa, ciugulesc niște mâncare. Și haideți să trecem să facem mesele, să vedeți și voi exact ceea ce mănânc astăzi. Am făcut două întigaie pentru prima masă. Am pus capacul, l-am lăsat câteva minute și cam așa a ieșit, fără ulei. Acum le punem. Stați așa că e greu. Cu o singură mână să filmez. Așa. Avem două felii de pâine integrală prăjită. Două ochiuri peste care vom pune acum niște brânzică. Avem aici o brânză. Două. Una. Două. Așa, am mai pus peste sandwich-uri niște mușfilea fumat, din acela de la Lidl. Brânza este aceasta. Kefir. O să bem kefir în timp ce mâncăm sandwich-urile. Și aici este pâine pe care am folosit. După cum vedeți, a curs din gălbenuș. Nu le-am făcut atât de tari. Și sunt delicioase. Bem și niște kefir. Iar aici avem niște nucă cu miere. O vom folosi mai încolo pentru următoarea masă. Am tot ciugulit eu din ea aici. Am lăsat-o și în două zile. Vedeți cum a ajuns borcanul. Și aici avem un api complet, din care la fel mai ciugulesc eu câte o linguriță, două pe zi. Aici am pus două pastiluțe de vitamina C și o pastiluță de magneziu. Sunt efervescente. Deja s-a făcut ora 9:30 și am început să beau foarte multă apă. Am băut această sticlă de
un litru jumate aproape. Mai am cam 200-300 ml. Am băut foarte multă apă și probabil că acele kilograme care vi le-am arătat la începutul clipului o să mai urce până duminică, să vedem. Voi încerca și mâine să am un antrenament foarte bun, în care să consum multă energie. Ia uitați cât este ceasul, este timpul pentru a doua masă. Mă uitam la meciuri, aștept meciul cu Moroșanu. Bun, haideți să facem repede acum la pauză ceva bun de mâncare. Fulgi de ovăz moi de la Solaris. Punem într-o clăzicioară după ochi. Cam atâtea. Nu foarte multe. Am fost să iau... Ah, nu pot să desfac o mână. Am fost să iau apă plată de pe hol, pentru că asta de la chiuvetă o folosesc decât atunci când o fierb pentru cafea sau pentru ceai. În rest nu beau de la chiuvetă. În fine, punem apă până acoperă fulgii. Așa. După care punem esență de rom. Hai, mă focalizez. 2000 years later. Mamă, începe meciul cu Moroșanu până focalizează asta. În fine, e o esență de rom. Nici nu mai contează. O țin de tot. Am pus cam mult un pic. Și mai punem cacao. Tot așa după ochi. E suficientă. O lăsăm să fiarbă acum câteva minute, amestecăm foarte bine și vă arăt ingredientul surpriză de la sfârșit. Mamă, începe meciul și nu mai fierb alea. Hai, moro! Sper să-l bată. Sper să câștige moro. Să vedem ce mai fac alea ale noastre. Început să fiarbă un pic. Acum trebuie să stau lângă să nu se lipească. Trebuie să amestec în continuu. Și trebuie să o ții câteva minute. 2, 3, 5 minute, 10. Cât vreți de scăzută să vă faceți terciul acesta. După care las un pic să se răcească și înainte să mă apuc să-l mănânc voi reveni, pentru că voi mai adăuga ceva în el. Asta cred că o să fie ultima masă pe care o mănânc. Nu am mâncat astăzi nici fructe, nici legume, dar asta este. Am mâncat zilele trecute foarte, foarte multe fructe și legume, kilograme întregi de roșii, castraveți, cireșe, căpșuni, pepene. Așa că nu e nicio problemă dacă într-o zi nu mănânci legume. Dacă mănânci de obicei foarte multe legume și fructe, nu este nicio problemă dacă într-o zi nu mănânci. Se aburește camera. Da, aceasta probabil că o să dăm foc mai încet, aoleu. Am oprit de tot. Hai că până se răcește terciul, o să iau 2-3 lingurițe de api complet, în timp ce mă uit la meciul cu Moroșanu. Acesta este un produs de-al nostru, creat chiar de mine, anul trecut. Este cel mai complet produs. Uitați aici ce conține. Mamă, e meci greu pentru Moroșanu. A început greu de tot. I-a dat ăsta negrotei, i-a dat tare de tot. Amestecăm foarte bine. Vreau să mănânc și puțin api complet, deoarece conține foarte, foarte mult polen și păstură, care este tot un derivat din polen, păstura, și conține foarte mult proteină. Vreau să mănânc și la masa asta niște proteină.
miște Mărușala, cum să fie inteligență, nu stai lângă ingles, nu-i dă ocazia să-l bată cu genunchiul. Cam așa arată. Știa că aceasta este rădutura cea mai puternică a lui Daniel Sam. Trebuie să-i taie distanța, să-l bată lateral în dreapta lui și să fie agresiv cu doartele. Deci ăsta are un gust superb. A fi complet ăsta. Un gust perfect. L-am creat special pentru a avea și un gust, adică atunci când l-am creat am fost foarte atent să aibă și un gust bun și să aibă mai puțină tinctură de propolis decât Monica Tatoiu, pentru că acea rețetă are foarte multă tinctură și copiilor nu prea le place. Și nici mie. Voi face acum și poze pentru acest produs, pentru API Complet. În acest weekend mă voi duce la țară cu fotograful, voi mai face încă o ședință foto, mai am câteva produse de fotografiat, printre care și API Completul. Voi înlocui pozele pe site cu noile etichete pe care le-am făcut săptămânile trecute și îl veți găsi acolo dacă doriți să-l comandați. Acest produs nu cred că o să-l găsiți nicăieri decât la mine, pentru că v-am zis, l-am creat de la zero. Eu împreună cu mama mea am ajutat și am creat acest produs să fie bun și la gust și să aibă niște componente extraordinare. Are un preț mai mare, dar asta e. Cam atât despre API Complet. Haideți că nu vreau să fac prea multă reclamă, decât dacă doriți dumneavoastră să mai vorbesc despre produse, să-mi spuneți chiar, să-mi scrieți acolo în comentarii. Am adus chestia asta. A făcut așa o mică pojdiță. Vedeți ce consistență are? E destul de gros. Mamă, l-a pus la podea, Mărușanu. Deci asta e. Asta e terciu. E foarte hrănitor. Ajută foarte mult la digestie. Ovăzul ăsta conține foarte multe fibre. Și după cum știți, fibrele sunt foarte, foarte bune pentru digestie. Haideți să las asta aici jos. Și vom mai adăuga aici niște miere cu nucă, ce mi-a mai rămas din zilele trecute. Am borcat acesta de câteva zile, v-am zis. Bun. Haideți să vedeți. Să vedeți cum îndulcesc eu terciul de ovăz. Una. Două. Trei. Trei linguriți. Mai avem foarte puțin. Mai e o singură nucă. Aici. Așa. Deci ați văzut, acum omogenizăm din nou. Am mai lăsat un pic să se răcească terciul ăsta. Să nu aibă chiar 100 de grade. Să fie undeva pe la 40 de grade pentru a nu strica beneficiile mierii. Pentru că altfel mierea va rămâne decât un îndulcitor. Și la acela fel puteți să așteptați un pic, câteva minute. În niciun caz nu veți face cancer sau dacă puneți în ceaiul fierbinte sau în terciul fierbinte. Pentru că am mai auzit și aberații de astea că dacă pui miere în ceva fierbinte faci cancer. E o prostie. Mi-am pus de foarte multe ori, de când sunt mic, mi-am pus miere în ceaiul fierbinte și nu am făcut niciun cancer. Însă își pierde beneficiile terapeutice mierea dacă ajunge la o temperatură de peste 40 de grade. Sau dacă intră în contact cu ceva mai cald de 40 de grade. Să mai arăt aici. Nu se mai vede nimic acum. S-a omogenizat, adică nu se mai vede nuca. Vedem dacă e suficient de dulce. Și cam asta e. Mai vreau. Mai dulce. Mai punem o linguriță. Nu, frate, vreau să fie dulce. Deci, practic, ăsta e, cum ar veni, ca un desert. Dar, cum să zic eu, mi-am împărțit masa. În loc să mănânc mai devreme și desertul acesta, m-am așteptat câteva ore. S-a făcut ora 12 și un minut, acum. Și
practic acest desert îl mănânc ca o altă masă. Iar dacă mi se mai face foame, peste 2 ore sau 3 ore, depinde și când adorm, de obicei adorm între ora 4 și 6 dimineața, mai mănânc un, să zic, o felie de pâine, tot așa, cu o felie de brânză, două feliuțe de brânză, câteva feliuțe de mușchiuleț, câteva guri de chefir și cam atât. Mai fac un ceai, eventual. Foarte simplu, foarte, foarte simplu, mesele se fac imediat, instant. Nu știu, eu n-am nicio problemă atunci când îmi place ceva, n-am nicio problemă să mănânc acel lucru în fiecare zi, mai multe zile la rând. Și de aceea, dacă am dat de, nu știu, de brânză și de mușchi așa și cu pâine prăjită, am văzut că îmi place, mai îmi fac și ceaiuri sau chefir lângă, sau roșii lângă castraveți. Mai pun și câte un ou în tigaie, deci dacă îmi place chestia asta, mănânc aproape fiecare zi câte o masă de genul ăsta. Și acum n-am mai mâncat de foarte mult timp ovăz și acum am zis că este momentul perfect să introduc dieta mea acest ovăz. Numai că problema este că nu pot să-l mănânc dacă nu este dulce, dacă nu are un gust bun, nu pot să-l mănânc. Și am observat că atunci când pun miere, este extraordinar. Foarte, foarte gustos. Haideți să-l gustăm. Și cu aroma aia de rom. Deci e genial. Și aici foarte mult. De la apa aia se face foarte, foarte mult. Ia uitați cât e. Și n-am pus mult, ați văzut. Cred că n-am pus nici 80 de grame. Mamă! Bine, moro! Mamă, ce i-a dat moro, l-a pus jos! Bine, tată! Super! Mamă, ce lumină am! Din stânga! Da! Am dus să închid becurile, să mă uit la meci. Să-i ținem pumnii lui Moroșanu să câștige. Eu sunt Otto. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare. Sper că v-a plăcut acest clip. Ciao! Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să stau.